plimbat-mica prin târgu. La Logre și la Lădești, la Bălcești și la Bencești, de la Vâlcea și prin Gorji, de la munte până-n Dolj, mai la deal și mai la vale, să-mi cumpere niște țoale, să mă îmbrace ca pe o floare, că dor de mine mare. Căicuță de mă iubești, mă, tu mă întârgu din stroiești, mă, tu mă și la polo bragi, unde noi ne-am găsit dragi, în pădurea de la Cerna, unde cântă cucumiela, să găsim și-un loc de casă, unde-i pădurea mai deasă, să-mi faci casă cu pridvor, măi, unde curge și-un izvor. Cere-mi, fată, tot ce vrei, tu dă-mi ochișorii tăi, ochii plinți de căprioară, săruță de seară, glasul de privighetoare, după tine neica moare. Îți dau neică sufletul, măi, da, să nu scași cuvântul, te aștept neicuță să vii, măi, și cuvântul să ți-l ții. Te-aștept, neicuță, să vii, mă, și cuvântul să ți-l ții, mă, să iei drumul pe picioare și pe arșiță de soare, pe adiere de vânt, dar să te ții de cuvânt. Singură stau ca pe spin, măi, când îl fac amărăcin. Nu vreau țoale, nici patate, doar de tine să am parte. Nu vreau avuturi, nici patate, doar de tine să am parte. Nu vreau țoale, nici patate, doar de tine să am parte. Aplauze Craiova! Doamna Maria Ciobanu! Rămâneți un moment cu noi, veniți aici în lumina Ciocârlia Neamului, doamna Maria Ciobanu. Pentru că prima surpriză a acestei seri, a acestui spectacol de retragere, vine chiar în acest moment. Ne aflăm în Centrul Cultural al Olteniei, la Craiova, și meritele dumneavoastră vor fi recunoscute și admirația primarului Craiovei, doamna Lia Olguța Vasilescu, precum și a fostului primar al Craiovei, domnul Antonie Solomon, care de altfel vă iubește atât de tare încât vă numește mamă. Se adresează cu mamă. Le mulțumesc din tot sufletul. Sunt extrem de emoționată. Vă mulțumim și noi foarte mult pentru această seară magică pe care ne-ați oferit-o și ne oferiți în continuare. Și pentru că ne-ați dat prilejul să ne dăm mâna pentru a vă omagia pe dumneavoastră, Marea Doamnă a Cântecului Popular Oltenesc, și vă rog să-mi permiteți să vă înmânez un premiu de excelență din partea craiovenilor pentru contribuția la păstrarea și promovarea tradițiilor și folclorului autentic românesc. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ați făcut pentru noi! Vă mulțumesc mult! Și mulțumesc publicului care m-a susținut o viață. Eu nu eram pregătit pentru un asemenea eveniment. E o surpriză pentru mine, dar un buchet de flori îl pregătisem pentru doamna cântecului popular românesc. Dar de fapt nu o consider o doamna cântecului popular, ci un ambasador al folclorului nostru în țară și în afara țării. Vă mulțumesc! Să știți că am atâtea amintiri cu doamna Maria Ciobanu încât mă copleșesc. Dar nimeni în țara asta n-a cântat așa de frumos dragostea față de mamă,
de tată, de copil, de persoana iubită, de frumusețile patriei ca Maria Ciobanu. Pentru acest lucru, pentru acest lucru, dați-mi voie să îngerunchez și să sărut mâna. Momente excepționale de recunoștință pentru un artist al neamului fără egal. Mulțumim, doamna Maria Ciobanu, mulțumim, doamna Lia Olguța Vasilescu, mulțumim, și, domnului Antonie și Solomon. Numai puțin. Datorită acestui eveniment, acestui turneu, a făcut de doamna Maria Ciobanu să mă întâlnesc după 4 ani cu Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. Și să-i mulțumesc. și să-i mulțumesc că a continuat acele proiecte bune pentru Craiova și probabil să-i urez succes, fiindcă sunt convins că vor veni multe, multe, multe lucruri care vor bucura pe craioveni. Doamna Maria Ciobanu a unit suflete de români. Mulțumim. Și din țară și de peste hotare prin cântecul, prin arta dumneaei, artă fără egal, ciocărlia neamului nostru. Aplauze! Aplauze, vă rog, și pentru orchestra Doina Basarabiei, condusă de maestrul Valeriu Cașcaval, a Fundației Ion Dolănescu, înființată de Ionuț Dolănescu.